Bună ziua, dragi prieteni din Fecioară. Haideți să vedem la Fecioară. În general, în aceste cărți. Vreți să, nu știu, așteptați niște vești de la o persoană importantă și o să primiți veștile de la un drum. Dar persoana asta nu este foarte sinceră, este puțin mincinoasă. De ce vă spune, nu este așa, nu este adevărat sau ați vrea să plecați undeva sau să știți. Sau pur și simplu... Vreți să faceți un drum și parcă nu îl faceți din cauza unor probleme, trădări, minciuni, da? În casă aveți noroc. V-a picat în locul casei norocul. Deci aveți noroc în casă. Visați ceva despre familie, pentru familie, sau să faceți ceva și o să faceți, o să fie reușită ce vreți să faceți. Luați o hotărâre, da, sunteți supărați, dar trecător. Aveți ceva probleme de sănătate, de la stomac în jos, deci la burtă în jos. Apoi, iarăși vești care nu sunt foarte bune. Vești despre boala cuiva. O bucurie în casă o să aveți. Totuși, poate un dușman sau poate, nu știu ce să spun. Pentru că vă bucurați de rău cuiva sau de... Sau pur și simplu așteptați asta, cineva v-a făcut rău și așteptați o răsplată și o să vedeți această răsplată. Aici văd că terminați un... anulați un drum. Vreți să mergeți undeva sau să lucrați undeva. Sau lucrați undeva unde intră lume multă, spital sau... Și o să aveți și mai mult de lucru. Deci dacă aveți afacere sau undeva, lucrați, arată că o să aveți mult mai mult de lucru, o să aveți bucurie, o să vă bucurați foarte mult, împlinire, realizare, un dar, primiți ceva bani extra sau un cadou extra. Sau dacă învățați ceva, este cu noroc această învățătură. Cu copii aveți ceva blocaje, ceva probleme. Și cu persoane false, prieteni falși. Sunteți puternică, femeia fecioară puternică. Realizați ceva ce vă doriți. În căsătorie, o împlinire sau semnați un contract sau semnați niște acte, vă asociați cu cineva. Sau căsătorie cu un bărbat, că e și căsătoria, da? Deci femeia, căsătoria și bărbatul. Poate fi o schimbare în căsătorie sau că împliniți anumiți ani de căsătorie. Fidelitate, vești. Sau o cerere în căsătorie sau act de căsătorie, dar poate fi și o asociere cu cineva. Cu fidelitate și semnați niște acte împreună. Sau în sfârșit vă căsătoriți cu persoana la care visați de mult timp, dacă sunteți, aveți situația asta. Un nou început, un nou serviciu, o nouă afacere, ceva nou începeți sau o casă nouă sau o casă nouă, începeți ceva nou. Mergeți undeva unde aveți bucurii, treceți de un obstacol cu bucurie, treceți de acest obstacol, luați hotărâre pentru niște bani, de parcă și cheltuiți bani,
Sau acest obstacol îl treceți cu bani. Pierdeți ceva bani, vă certați pentru asta. Nu mai iubiți sau nu mai aveți încredere în dragoste, nimic, parcă sunteți. Credeți că toată dragostea este pierdută, că dragostea nu este, că este, nu este pentru dumneavoastră sau ceva așa. Ca și când pleacă un copil la casa lui, ca și când ori vă mutați dumneavoastră în altă casă, dar vă este greu, sunteți obișnuiți unde a stat sau treceți printr-o schimbare în care vă este greu să o faceți. Un nou început, dar va fi cu realizare, cu reușită, cu rezolvați probleme, rezolvați cu niște acte, rezolvați cu niște acte, probabil pentru această schimbare. Primiți mesaje de dragoste și deschideți inima cuiva pe care iubiți, cu care vreți să fiți, parcă deschideți inima acelei persoane. Cu reușită, el, dumneavoastră să aveți mai multă încredere, arată câteodată vă blocați cu gândul. Deci, ce gândiți dumneavoastră, mai mult vă blocați, da? Dar arată că și nu mai căutați, pentru că parcă sunteți cu două persoane, parcă sunteți cu cineva care vă susține, cu care aveți financiar, dar aveți dragoste parcă pentru altă persoană, unele. Da, deci cu înșelătorie nu este fidelitate, dar arată că sunteți bine cu două persoane. Aici mai mult femeia. Dar până la urmă vă blocați, deci nu puteți sau vă gândiți foarte mult la cealaltă persoană, vă doriți mult acea persoană. În familie, supărare trecătoare. Rezolvați ceva cu o afacere, cu o bancă, cu un serviciu, să intrați, să rezolvați, să câștigați un proces. Arată o reușită la o rezolvare la acte, la om de stat, la instituție de stat. O să aveți atât de mulți bani, foarte mulți bani vă stă, împlinire reușită, ceva cu banii. În familie. Și ultima cartea. Ați vrea să rămână cineva în familie sau să pleci sau să plecați din familie, să aveți altă familie sau să se reunească o familie sau. Dar asta nu se întâmplă pentru că este destin. Deci, prin destin, tot ce se întâmplă cu familia dumneavoastră este prin destin. Deci, aflați secrete despre familie, dar ceea ce doriți nu se întâmplă din cauza că este destin când se reunește familia sau ce se întâmplă în familie sau cu sănătatea dumneavoastră, iarăși vă gândiți la sănătate. La sănătate s-ar putea să luați niște tratamente. Vă faceți bine, dar faceți analize, luați tratamente. Dar asta vreau să spun că ce se întâmplă cu familia este din destin. Nu este că așa vreți dumneavoastră sau așa vrea acea persoană sau nu, nu. Așa este scris, este scris așa. Cam asta a fost pentru Fecioară. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.